La ora 15:26 a circulat pe DN3, zona kilometrului 253, și a fost depistat de aparatul radar TruCam, circulând cu viteza de 131 km la oră. Repet, viteza 131, ora 15:26. La ora 15:33 a circulat pe DN3, zona kilometrului 253, și a fost depistat de aparatul radar circulând spre Valul Traian către Constanța, aparatul radar TruCam, circulând cu viteza de 123 km la oră. Repet, viteza 1, 2, 3 la ora 15:33.